Un șofer în vârstă de 63 de ani a lovit în plin în această dimineață un pieton care traversa regulamentar. Pietonul a ajuns de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Un accident a fost produs chiar pe trecerea de pietoni în această dimineață. Un severinean în vârstă de 63 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Timișoarei din municipiul Drobeta-Turnul Severin, a dat peste un pieton în vârstă de 40 de ani. În urma impactului, pietonul a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. În această dimineață, un bărbat de 63 de ani din municipiul Drobeta-Turnul Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Timișoarei, a accidentat un pieton de 40 de ani în comuna Bala. În urma impactului, victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul s-a ales cu dosar penal, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă.